Bună ziua, și eu vă mulțumesc pentru prezență. Ne bucurăm că am reușit să atragem și reprezentanții Uniunii Chinologice Royal în expoziția noastră. Vă felicit pentru calitatea exemplarilor și, în primul rând, vă felicit pentru faptul că dumneavoastră promovați aceste rase românești de câini și promovați în Europa și în afara continentului european valoarea exemplarilor aparținând raselor de câini omologate, rase de câini din România. Felicitări și vă doresc să aveți succes, să obțineți rezultate deosebite și la competițiile internaționale cu câinii dumneavoastră. Mulțumesc și felicitări! Mulțumim foarte mult pentru aceste cuvinte frumoase, inclusiv pentru oportunitatea de a ne afla astăzi alături de dumneavoastră. Așadar, vom prezenta, începând de la stânga la dreapta, câinii care sunt prezenți astăzi alături de noi, câini care aparțin raselor de ciobănești românești. Avem în stânga una dintre cele mai cunoscute rase de câini ciobănești, respectiv ciobănescul românesc mioritic. Este una dintre primele rase omologate de către România la nivel internațional. Ciobănescul românesc mioritic, așa cum îi spune și numele, un câine care aparține pe deplin acestui popor, un câine cu robă lungă, un câine foarte frumos, după cum se poate vedea. Aici avem două exemplare, o femelă junioară și un puiuț, o femelă, deci două femele, care sunt și surori de mamă, din câte știu, da? Așa este, deci sunt surori de mamă. Două exemplare superbe care provin din niște părinți care evident au fost arbitrați și așa mai departe. Uitându-ne la acest câini, vedem cum arată niște exemplare de ciobănesc românesc mioritic de calitate. Robă, formă, culoare și așa mai departe. Ciobănescul românesc mioritic, ca și arie de formare, s-a format în întreg lanțul carpatic, deci pe întreg teritoriul României, am putea spune. Mai mult, zona Sibiului a avut o contribuție deosebită la formarea acestei rase, dar, așa cum spuneam, el s-a format în întreg lanțul carpatic. Alături de ciobănescul românesc mioritic avem ciobănescul românesc corb. Ciobănescul românesc corb, care este și el omologat la nivel național și în curs de omologare la nivel internațional, este cea de-a patra rasă omologată în România, un câine care s-a format într-o zonă mult mai restrânsă spre deosebire de ciobănescul românesc mioritic. Ciobănescul românesc corb își are originile în județele Prahova, Argeș, Dâmbovița, Brașov. Deci, în Carpații Meridionali, un câine deosebit, un câine cu robă neagră, de acolo vine și numele de ciobănesc românesc corb. Aici aveți două exemplare deosebite. Masculul a participat în expoziția noastră, obținând locul 1 la mascul în expoziție. Deci, un câine deosebit, așa arată un câine ciobănesc românesc corb de calitate, sub aspectul formei, robei, capului, ochilor și așa mai departe. Iar lângă el, deci acesta este un mascul adult, iar lângă el se află o femelă junioară, o femelă care încă este în creștere, în dezvoltare, cu siguranță a fost și ea prezentă, a obținut calificativ excelent în expoziția noastră și cu siguranță va mai fi prezentă și în continuare. Ceea ce vreau să spun înainte de a trece la ceilalți câini din celelalte rase, este că, exceptând mioriticul, toți ceilalți pe care îi vedeți aici, exceptând mioriticul, exemplarele care sunt prezente, nu în general, toți ceilalți pe care ei sunt câini care fac serviciu la stână, ei au venit efectiv de la stână. Deci azi noapte câinii ăștia au fost în câmpul muncii, au păzit turmele de oi, cirezile de vaci și, dacă a fost cazul, s-au confruntat cu ursul și cu lupul, marii predători din Carpați, iar astăzi au venit astăzi alături de noastră pentru a vă arăta ce rase minunate avem noi românii și cât de mult ar trebui să le prețuim. Și înainte de a ne uita la alte rase străine, care sigur au și ele frumusețea lor, ar trebui să ne uităm prima dată la rasele de ciobănești românești și prima dată ar trebui să prețuim și, de ce nu, să creștem acești câini, pentru că, repet, noi avem datoria de a-i crește și de a-i promova. Lângă ciobănescul românesc corb avem două exemplare, o femelă și un mascul de ciobănesc românesc de Bucovina. Așa cum spune și numele, rasa aceasta s-a format în zona Bucovina, însă câini cu fond alb și pete bălțate de culoare neagră sau brun închis s-au întâlnit evident în întreg lanțul Carpaților. Sunt câini foarte buni, câini de talie destul de mare, după cum se poate vedea, câini care fac un serviciu deosebit. Și aceste exemplare au fost prezente în expoziție. Masculul pe care îl vedeți a câștigat locul 1 masculi în expoziție organizată de către Uniunea Chinologică Royal. Femela de lângă el, de asemenea, este o femelă arbitrată cu drept de montă, deci două exemplare deosebite. Ultima rasă prezentă astăzi aici este ciobănescul românesc bălanș. Aici avem o premieră națională.
Oamenii pe care îi vedeți aici și care, așa cum spuneam, vin cu câinii lor din câmpul muncii, s-au deplasat tocmai din județul Mureș. De aceea spuneam că micul efort de a fi prezent astăzi alături de noi este incomparabil cu efortul pe care l-au făcut acești oameni de a veni din județul Mureș până aici pentru a vă arăta cea de-a cincea rasă de câini ciobănești românești, rasă pentru care Uniunea Chinologică Royală, singurul for din această țară, se zbate pentru a fi omologată la nivel internațional. Câinii au fost omologați la nivel național și facem demersurile pentru a fi omologați și la nivel internațional. Sunt niște câini foarte rustici, niște câini foarte agili, foarte iuți, câini care s-au format ca și rasă cu precădere în zona Ardeal și Crișana, dar au fost întâlniți și în alte zone din România. Așa cum spuneam, în general, în lanțul munților Carpați. Numele rasei vine de la culoarea albă a robei, de aceea îi spunem ciobănesc românesc Bălan, Bălan fiind un regionalist pentru culoarea albă. Trebuie să prezentăm în mod evident și crescătorii acestor câini, pentru că ei nu ar fi fost astăzi prezenți aici și nu ar fi fost obținute aceste exemplare dacă acești oameni nu ar fi dus o muncă de creștere și selecție zi de zi pentru a perpetua aceste rase și pentru a nu le lăsa să se piardă. Pentru că ciobănescul românesc este un câine care ar trebui să facă parte din patrimoniul național al României. Și ar trebui să facem tot ce putem pentru a nu se pierde. Și avem alături de noi pe familia Onea, după cum se vede, domnul Onea, veteranul familiei, a venit echipat în mod corespunzător, așa cum îi stă de bine unui cioban român, cu cojocul, cu sarica de oaie turcană. Între noi fie vorba, fac o paranteză, oaia turcană, cea mai veche rasă de oi din Europa, nu sunt cuvinte mari, pentru cei care mă contrazic, le urez să facă un drum până la Roma, să meargă la columna lui Traian și să vadă că alături de daci și romani, pe columnă sunt reprezentate câteva oi, care sunt exact oile pe care le vedeți astăzi crescute de acești oameni. Deci oaia turcană românească. Și pentru asta trebuie să apreciem în mod deosebit acești oameni, pe lângă faptul că ei cresc acești câini, sigur, câinii sunt crescuți pentru a face serviciul pe care îl fac de milenii, pentru că aceste rase nu sunt obținute ca alte rase de 3, 5, 10, 20, 30 de ani. Aceste rase sunt rase milenare. Le-am moștenit și oamenii ăștia le duc mai departe. Iată, în familia Onea avem două generații. Avem pe domnul Onea senior și pe domnul Onea junior, ca să zic așa. Și probabil că va urma și a treia generație și așa mai departe. Eu le urez să ducă sute de ani tradiția aceasta a creșterii oilor de rasă și rasă turcană, românească, Băle și Breze și acestor minunați câini ciobănesc cu românesc Bălan, pe care cu ajutorul lor și al altor crescători din România sperăm să îi omologăm la nivel internațional. De altfel, familia Onea ne-a și ajutat să organizăm o expoziție deosebită la Dane și în Sighișoara, acolo unde au fost prezente peste 60 de astfel de exemplare, în acest fel reușim să omologăm la nivel național acești minunați câini. Le mulțumim încă o dată și pe această cale. Lângă familia Onea, familia Fâțu din Dâneși sunt din Dane și Mureș. Deci pentru cei care doresc un pui din Seleuș, județul Mureș. Pentru cei care doriți un pui de ciobănesc românesc Bălan, și asta nu înseamnă, atenție, nu înseamnă comercializare, ca să zic așa, ci înseamnă un ajutor oferit pentru a perpetua aceste rase, pentru că orice pui pleacă de la oamenii ăștia, pui de calitate și ajunge în gospodărie unor români adevărați și vor fi crescuți în continuare, înseamnă că ajută la perpetuarea acestor câini din ce în ce mai departe, generație de generație. Lângă familia Onea, familia Fâțu, cu dânsii sunt crescători nu doar de ciobănesc românesc de Bucovina, sunt crescători și de ciobănesc românesc Miuriti și de ciobănesc românesc Corb, cu exemplare de foarte bună calitate, au canisă acreditată la nivelul Uniunii Chinologice Royal. De asemenea, oameni care din generație practică această meserie a oieritului în condiții foarte grele, ca și familia Onea, în condiții în care abundă prădătorul urs și lup, care știm cu toții că ne cauzează atâtea pagube în rândul efectivelor de animale, și cu acești câini reușesc să facă față și să-și practice această meserie. Câini de talie, câini de calitate foarte bună, de asemenea pentru cei care sunt interesați de un pui de ciobănesc românesc de Bucovina, repet, ajutând astfel la perpetuarea acestor câini, îi găsesc pe domnii din familia Fâțu în județul Prahova, în comuna Bătrâni, între noi fie vorba, comuna Bătrâni fiind o comună cu mare tradiție în creșterea ciobăneștilor românești, în special ciobănesc românesc Corb, și nu numai, iată că oamenii aceștia au adus acolo și câini de calitate deosebită de ciobănesc românesc de Bucovina, ciobănesc românesc Miuritic, acolo un nucleu foarte, foarte bun de câini ciobănești românești, care sunt folosiți pentru scop, pentru că au fost creați ca și ras.
Mai departe îl avem pe crescătorul Cristinoi Ovidiu. Iată, deja vorbim de două generații, pentru că este alături de fiica sa. Sperăm că și ea va duce această tradiție mai departe, această tradiție de creștere a câinilor ciobănești românești corbi, așa cum spuneam, cu două exemplare superbe. Și acești câini fac serviciu de pază și protecție a turmelor, și acești câini se confruntă cu mari predători din Carpați, urs, lup, râs, ceea ce nu este deloc de neglijat, pentru că ciobănescul românesc care se confruntă cu cele mai mari pericole între toți ciobăneștii din Europa. Gândiți-vă că sunt alte țări în Europa care au exterminat efectiv întreaga populație de carnivore mari, urs, lup, râs. Așa că ai lor câini ciobănești au devenit un fel de câini de companie. Spre deosebire de câinii noștri ciobănești românești, care pe lângă faptul că sunt foarte frumoși, așa după cum se poate vedea uitându-ne la aceste exemplare deosebite, sunt și foarte utili, adică își practică meseria cu desăvârșire. Și nu doar în fața ursului și lupului, ci și în fața mistrețului, din păcate, care poate provoca foarte multe pagube uneori. La final, pentru că am început cu ciobănescul Mioritic și ne întoarcem la ciobănescul Mioritic, avem familia Ionescu, crescători de ciobănești Mioritic și nu numai. Iată, deși și cresc și ciobănesc caucazian, o rasă rusească, dar pe lângă ciobănescul caucazian n-au uitat că sunt români și felicit pe această cale că au ales să crească și ciobănesc românesc Mioritic. Un câine cel puțin la fel de frumos ca și ciobănescul caucazian, un câine la fel de util ca toți ceilalți ciobănești pe care îi vedeți aici. Sigur, familia Ionescu nu sunt crescători de oi, dar astfel de câini pe care îi crezând și pot ajunge la orice crescător de oi și pot face serviciu pentru care au fost creați ca și ras. Între noi fie vorba, spre exemplu, familia Onea are și ciobănești românești mioritici, acei baraci mocănești, așa cum i-am moștenit noi din moși strămoși, denumirea veche a rasei ciobănesc românesc mioritic, baracul mocănesc, și fac serviciu la fel de bine ca și ciobăneștii românești bălani. Deci, așa cum spuneam, acolo două exemplare de o calitate deosebită, ca toți ceilalți câini pe care îi vedeți aici. Și de aceea insist și spun că noi avem această datorie de a crește acești câini, pentru că dacă nu o facem noi, vor avea alții grijă eventual să omologheze aceste rase în alte țări. Ceea ce nu este cazul, pentru că știm cu toții, cea mai veche ocupație a acestui popor este oierit. Practicăm această meserie de minim 2000 de ani. Minim 2000 de ani, deși poate trece în negura timpului această ocupație noastră. Nu știm cât de departe sau cât de târziu, dar clar de minim 2000 de ani. Și nu s-ar fi putut practica această meserie într-o țară cu munți atât de încărcați de faună, de urși și lupi, dacă ciobanii români de generații n-ar fi avut alături de ei acești câini deosebiți, acești câini puternici, care fac față cu brio și care practică meseria pe care și ei, la rândul lor, au moștenit-o din moștrămoși. Pentru că așa cum copiii moștenesc de la părinți această meserie, și câinii învață de la părinții lor ce au de făcut alături de turmele de oi, astfel încât ele să fie în siguranță. Spunea un mare înțelept odată, nu eu, ci oameni grei pentru această țară, că românii au cucerit Europa cu oile. De ce? Pentru că ciobanii români în transumanță au ajuns, după cum știm cu toții, nu doar în zona estică, spre Crimea, au făcut în conjurul Mării Negre, ci s-au dus inclusiv până în munții Tatra, în Polonia, acolo unde fac o paranteză și spun că polonezii au omologat o rasă de câini ciobănești pe care la chiar ei recunoșteau că o au lăsată de ciobanii români care au ajuns în munții Tatra, cu acești câini bălani pe care îi vedem aici, duși în transumanță și lăsați pe acolo. De asemenea, în toată zona Balcanilor, câinii ciobănești românești au fost prezenți în transumanță cu ciobanii români. Trebuie să apreciem acești oameni pentru ceea ce fac, pentru eforturile pe care le depun pentru a crește și a întreține acești câini atât de frumoși și ai prezenta astăzi aici. Gândiți-vă că au făcut drum lung. Nu e ușor să vii nici din Prahova, cu siguranță nu e ușor să vii din Mureș, și eu știu ce înseamnă atunci când mă duc la dânsi și câte ore fac pe drum, și iată și dânsi au venit acum la noi. Și cred că merită niște aplauze din partea tuturor celor care au ales să fie astăzi aici și să vadă ciobănescul românesc. Eu aplaud din toată inima, pentru că îi respect și îi respect foarte, foarte mult pentru ceea ce fac și sper să facă cât mai mult timp de aici înainte să crească acești câini și să practice meseria lor deosebită. Mulțumim foarte mult!